Pfizer a anunțat de curând necesitatea celei de-a treia doză de vaccin. Însă CDC și FDA nu sunt de aceeași părere. Ioana Enache, editor corespondent al FNews, știe mai multe despre acest subiect. Bună Ioana, care a fost verdictul celor două părți? După ce Pfizer a cerut de urgență aprobarea celei de-a treia doze de către cei de la FDA pentru a putea începe vaccinarea propriu-zisă din luna august, ei bine, aceea, aceștia n-au primit tocmai ce și-au dorit, ci un comunicat de presă comun din partea celor de la FDA, dar și celor de la CDC. Aceștia spun, citez, nu știm încă dacă vor fi necesare aceste doze suplimentare pentru a menține protecția în fața virusului până când nu vor apărea date concrete pentru acest lucru. Ioana, totuși, Pfizer nu a avut chiar nimic de spus după publicarea acestei declarații comune? Ba da, aceștia au dat exemplul Israelului, susținând că imunitatea lor a scăzut la șase luni după vaccinare. În plus, varianta Delta devine dominantă în anumite regiuni și pe asta și mizează cei de la Pfizer pentru a treia doză de vaccin.